La Muzeul Bărbătești, vizitatorii vor admira obiecte bisericești din secolul al XIX-lea, cărți donate de către boierul Mosc al bisericii parohiale, costume populare tradiționale, obiecte gospodărești foarte vechi și valoroase și multe altele. Biblioteca și muzeul sunt amplasate într-o școală în care nu se mai făceau ore. Băncuțele sunt preluate de la școala veche de la Petrești, le-am recondiționat cu ajutorul domnului primar, le-am lăcuit și am dat o tentă de clasă veche, școala având 112 ani, ne fiind dezafectată, fostul primar s-a gândit să mutăm aici biblioteca, am făcut și un muzeu foarte frumos, după cum vedeți am îmbienat cât de cât trecutul cu prezentul, fiind în sala aceasta o bibliotecă modernă cu calculatoare, biblionet și cărți digitale. Tot în această clădire a fost realizat și un muzeu al satului, în care sunt reviste, cărți și chiar un abecedar vechi dinainte de primul război mondial. Totul a fost păstrat cât se poate de autentic, cu băncuțe și chiar tăblițe din acea perioadă. În muzeului avem două tăblițe donate de profesorul Frumușelu și abecedare și matematică foarte vechi, precum și ziare înaintea războiului mondial. Tot în cadrul muzeului sunt costume populare de femei țesute în casă, vechi de peste 100 de ani, specific zonei Gilortului. Costum popular de femeie este format din maramă țesută în casă, oie, aceasta este cu mărgeluțe, pânza se făcea țesută în casă, iar mărgeluțele sunt cusute manual în zilele de iarnă, brăciul cu care se prindeau catrințele, iar pe dedesubt poala este la fel cusută cu mărgeluțe. Portul poate fi diferit, ori cu catrințe, ori avem un port acolo cu vâlnic care se purta în zilele de sărbătoare. Femeile mergeau la câmp cu aceste catrințe. Chiar și obiectele vechi de peste 100 de ani sunt găsite aici, printre care un război de țesut. De țesut, unde în zilele de iarnă bătrânele satului învățau nepoatele și femeile tinere să țeasă, pânza în casă era țesută, covoarele sau macaturile, cum se numesc, sau velințe. În serile târzii de iarnă se vedea la lumina unei lămpi femei lucrând la războiul de țesut.